Am ascultat interviurile colegilor mei. Sincer să vă spun, sunt compleșită, au trecut 7 ani și am senzația că este printre noi profesorul Georgescu, că ne supraveghează dacă facem corect, așa cum ar fi dorit dumnealui, tot ceea ce facem în activitatea de zi cu zi. Atât activitatea profesională, didactică, pentru că toți suntem cadre didactice, cât și activitatea de îngrijire la patul bolnavului. Deci, iată, personal, trăiesc cu senzația că am un mesaj de dus mai deoparte, de dezvoltat, așa cum ar fi dorit profesorul Georgescu, cel care a făurit Centrul de Cardiologie din Iași, actualul Institut de Boli Cardiovasculare. Un om care a iubit performanța, un om care avea grijă de cele mai mici amănunte și cea mai bună dovadă este faptul că a construit un centru de cardiologie, centru unic pe Moldova, se face pornind de la amănunte. A ținut cont de toată această strategie și iată că la ora actuală mă bucur că pot să spun că am făcut un pas înainte față de unde ne-a lăsat în urmă cu 7 ani. Am progresat și am progresat pentru că această cardiologie la ora actuală este o cardiologie modernă pe care o practicăm. Cardiologia firescă începe cu stetoscopul, începe la patul bolnavului, dar posibilitățile de rezolvare a pacienților s-a schimbat radical. Medicina actuală este o medicină tehnicizată, este o medicină care se poate umbla în intimitatea pacientului până chiar și la structura genetică. Dar noi deocamdată umblăm la coronare, umblăm la sistemul excitoconductor, respectiv în sistemul de electrofiziologie, putem umbla în ceea ce privește intervențiile chirurgicale și reconstruirea și repararea a ceea ce s-a perturbat pe parcursul evoluției individului. Firesc că am progresat atât din punct de vedere al calității îngrijirii pacientului și a posibilităților tehnologiei pe care le avem la ora actuală, dar am progresat și din alt punct de vedere. Sincer, mă simt ca într-o familie, am un colectiv pe care îl coordonez și pe care l-am dezvoltat în același spirit în care a lucrat și profesorul Georgescu. Și acest lucru este esențial. Deci, sub aspectul uman, consider că am progresat enorm de mult și cred că acest lucru, de ce aș spune am progresat, în primul rând am pornit de la o bază bună și, în al doilea rând, trăiesc cu ideea că mesajul pe care ni l-a lăsat să-l ducem mai departe profesorul Georgescu se face în primul rând cu oameni. Calitatea umană contează enorm de mult. Ceea ce selectez, după, știu eu, după modul personal de apreciere și de conduită, contează mult și acest lucru este boală contagioasă. Ne molipsim unii de la alții. Cu bune, cu rele, noi încercăm să mergem după modelul profesorului Georgescu, cel care a făurit acel institut și care, sigur, ar fi dorit să vadă ce am făcut în cei 7 ani de când ne-a părăsit.